Bine ați venit la emisiunea Față în Față. Ne bucurăm astăzi să fim alături de pastorul Mihai Dumitrașcu din Galați, România. Bine ați venit la Chicago. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru oportunitate. De mult ne-am dorit să aflăm mai multe despre acea zonă a României, unde am auzit că se fac lucruri mari și frumoase. Noi astăzi sunteți omul cel mai implicat acolo, unde slujiți ca și păstor la Biserica Creștină Emanuel și ne puteți spune câteva lucruri despre acea zonă, despre dumneavoastră, cum ați ajuns acolo? Eu am ajuns foarte simplu acolo. M-am născut acolo, așa că am crescut în acea zonă, ceea ce mă face să am o înțelegere destul de bună a contextului cultural, economic, social și nu în cele din urmă cel religios. M-am născut într-o familie de credincioși evanghelici, ambii părinți vin la rândul lor din familii de credincioși evanghelici, iar tatăl meu pentru ceva timp a slujit ca pastor în zonă. Așa că am avut, pe de-o parte, privilegiu să cunosc prin părinții mei ceea ce înseamnă viața creștină, deși au fost oameni foarte simpli, aș putea să spun. Am o apreciere deosebită pentru faptul că ei chiar au trăit ceea ce au crezut și au practicat adevărurile în care au crezut. În același timp, faptul că m-am născut într-o familie de credincioși evanghelici, într-un context foarte mai puțin prielnic pentru credința creștină în România comunistă, unde ideologia partidului era cea ateie, m-a determinat să experimentez din plin ceea ce înseamnă complexul de inferioritate determinat de faptul că nu aparțin mulțimii, nu sunt ca toți ceilalți. Și mi-amintesc că poate din primii ani de școală și până când am terminat facultatea, am avut un inamic foarte puternic cu care trebuia să lupt la nivel ideologic, și anume acea necredință care era ridicată la rang de știință și căreia trebuia să-i fac față într-un context care nu mi-oferea prea multe resurse ca să pot articula în mod explicit ceea ce cred. Și mi-amintesc în mod special că în perioada adolescenței, când întrebările au năvălit în ființa mea, mi-aș fi dorit atât de mult să am o biserică relevantă, să pot găsi resurse pentru frământările mele. Le-am simțit lipsa din plin. Mă rog, nu mai e o noutate pentru nimeni că țara noastră a fost izolată pur și simplu și neavând contact cu comunitatea creștină internațională, am fost limitați la ceea ce au știut cei care la vremea aceea slujeau biserica să ofere. Mi-am amintit și acum cu plăcere de o duminică dimineață când tatăl meu se ducea spre biserică și în cutia poștală a găsit 4 cărți creștine în limba română. Nici astăzi nu știm cine le-a pus acolo. Se întâmpla, cred eu, prin anii 80-79, pe acolo, prin zona aia. Ba nu mai devreme, scuzați-mă. Cred că 78 chiar. Și 2 dintre cărți erau scrise de pastorul Petru Popovici, care înțelegea foarte bine climatul în care trăiesc românii și mi-amintesc cu cât entuziasm am citit cartea, oare mi-aduc aminte bine numele? Și totuși Biblia are dreptate. Și apoi există Dumnezeu. A fost ceva care a dat, să zic, un plus foarte mare vieții mele de credință. Un mod, mă rog, diferit de a înțelege în ceea ce credeam eu. Ați menționat că era o mare nevoie și o mare lipsă la momentul respectiv când vă confruntați cu acele întrebări complicate de o biserică relevantă. Descrieți puțin ce înseamnă o biserică relevantă. Pentru mine o biserică relevantă presupune să fie o biserică care reușește să transmită mesajul nealterat al Evangheliei de așa manieră încât oamenii care trăiesc într-un anumit context să-l poată pricepe.
Eu am constatat că prima dificultate, sau una din primele dificultăți pe care le avem în transmiterea mesajului către cei din afară, este să-i convingem, în primul rând, că suntem normali. Pentru că percepția oamenilor, datorită, cum să spun, propagandei comuniste și, în mod special, în zona noastră, propagandei bisericii majoritare, este că suntem niște ciudați, suntem niște oameni rupți de realitate, care am invadat lumea sigură în care trăiau oamenii. Mă rog, cred că nu de puține ori bisericile noastre, mă rog, reformulez, sunt situații în care bisericile noastre nu reușesc să comunice pe limbajul pe care ar putea să găsească rezonanță în audiență. Eu eram un tânăr adolescent. Trăiam într-un mediu în care profesorii aduceau argumente așa numite științifice la acea vreme, prin care spuneau Dumnezeu nu există. Și era argument după argument, da? Mă duceam în biserică și mesajul era foarte simplist. Nu simplu, simplist. Din păcate, nu-i condamn, pentru că mă gândesc că dacă și eu trăiam în acel context, în lipsă de informații, probabil că era tot ce puteam să ofer. Dar pentru mine, ca tânăr, care aveam întrebări, care aveam frământări, care trebuia să mă înțeleg pe mine însumi, trecând prin toate transformările psihice, fizice, specifice vârstei, apoi să pot răspunde întrebărilor intelectuale și, de asemenea, acestui dialog permanent cu colegii și, în mod special, cu profesorii, biserica nu-mi răspundea. Nu găseam răspunsuri. De aceea consider că Dumnezeu, într-un mod supranatural, a avut grijă să-mi trimite acele cărți. La momentul potrivit aveam cam 16 ani, și care m-au ajutat cumva să zic cu încredere că credința mea, acum, în final, chiar pot să o articulez. Și nu este o prostie să crezi în Dumnezeu, ci chiar este ceva foarte frumos. Interesant este faptul că ceea ce dumneavoastră spuneți că s-a întâmplat cu mulți ani în urmă în adolescența dumneavoastră, astăzi se întâmplă la fel. Și astăzi sunt tineri, mai ales când încep facultatea, să fie confruntați cu foarte multe întrebări și se confruntă cu aceste probleme. În afară de acele cărți, credeți că a avut un impact și implicarea divină în a vă lămuri, de a vă ajuta să înțelegeți mai multe despre întrebările pe care le aveați? Cu siguranță, o abordare doar cognitivă a credinței creștine nu este suficientă, pentru că ea presupune întâlnirea cu divinitatea. Dacă vă amintiți, în anii 90, Petre Țuțea era la televiziune împreună cu Emil Cioran, fiecare încercând să-și explice filozofia lui de viață și la un moment dat, mi-l amintesc pe Petre Țuțea care spunea, prietenul meu Cioran a ratat șansa de a avea parte de o revelație care i-ar fi transformat viața și dintr-un filozof nihilist să fi putut deveni un om care să creadă în Dumnezeu. Pe când aveam aproximativ 17 ani, un băiat din Timișoara, pe nume Ionuț Cionca, a venit să facă armata în Galați. Băiatul ăsta era în dragostea din tâi și a venit împreună cu o copie din cursul navigatorii. Și underground ne-a strâns pe câțiva tineri și am constituit primul grup în care am început în mod sistematic, intenționat, să studiem Scriptura. Mi-amintesc și acum că ne-am scris fiecare lecțiile cu de mână. Ei, acel grup, acel context pe care Dumnezeu l-a creat, a revoluționat pur și simplu viața mea. Aș putea să spun că acolo m-am născut din nou. Da, apreciez foarte mult că m-am născut într-o biserică, într-o familie creștină, am mers de când mă știu la biserică. Cred că toate elementele astea au creat o bază foarte solidă, dar am avut nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Ei, pentru mine această întâlnire a fost prin cuvântul care pur și simplu a transformat, a revoluționat viața mea. Mă rog, dacă pot să spun un pic și partea dureroasă a experienței Chiar mele, vă rog. dureroasă, dar în sensul că ea, în final, a ajutat la maturizarea mea spirituală. După ce am devenit student în cadrul Universității din Galați, mă rog, toată
tot ce puteau face creștini atunci evanghelici era să facă ingineri, că nu puteam să-i face nimic altceva. Și am mers în armată, în Mangalia, la marină, eram singurul credincios printre cei 300 de studenți. Mi-amintesc că îmi țineam un Nou Testament tot timpul sub haină, îl citeam în toaletă, pentru că era singurul loc unde mă simțeam cât de cât în siguranță. Și mi-amintesc și acum că la o lecție de învățământ politico-ideologic, când se vorbea despre, mă rog, cum îl numeau, misticismul religios, așa, s-a adresat întrebarea: ei, este cineva aici care crede în Dumnezeu? Poate știu eu, penticostal, baptist, adventist? Mă rog, a fost un moment în care mi-am spus ce trebuie să fac acum. Probabil că e cazul să spun că eu sunt. Mă rog, dialogul în mintea mea a fost foarte rapid, dar în cele din urmă am ridicat în picioare și am spus: eu sunt credincios. Parcă văd și acum pe ofițerul care a spus: stai un pic, zice, eu am vorbit serios. Zic, și eu am vorbit foarte serios. Mă rog, și a început un dialog foarte interesant în care, mă rog, tinerețea mea și cărțile citite m-au determinat să arunc informații care au devenit o provocare pentru ofițer și pentru colegii mei, ceea ce l-a determinat să oprească întâlnirea. Mă rog, am fost raportat că sunt un element periculos, am fost apoi discutat în ședința UTC-ului de la Unitatea Militară, după multe discuții exclus din UTC, pentru că, mă rog, păcătuisem prin faptul că eu credeam în Dumnezeu, ceea ce era incompatibil cu ideologia partidului de la acea vreme. Mă rog, în UTC am ajuns pentru că așa ajungeau toți tinerii, nu știu dacă alegeam, dacă învățai un pic mai bine, erai printre primii care te calificai să faci parte din această organizație. E bine, lucrul ăsta a declanșat așa o punere în gardă a tuturor forurilor superioare de faptul că, mă rog, e contaminată unitatea aia militară. Și a urmat plimbări de la locțitorul politic la ceistul care era ofițerul de contrainformații al unității. Și dacă îmi permiteți, aș insista un pic aici la dialogul cu acel ofițer, un băiat, nu băiat, era capitan la acea vreme, foarte inteligent, aș putea să spun, dar limbajul era foarte seducător. Și, mă rog, printre multe altele, el îmi zice la un moment dat că, uite, Biblia voastră e plină de greșeli. Cum poți tu, un băiat tânăr, inteligent, să crezi în cartea aia? Și eu, așa, plin de curaj, entuziasm, zic: puteți să-mi dați un exemplu? Păi, ce, gândește-te la Noe și Potop. Totul este stupiditate. Mă rog, în acele momente m-am simțit foarte puternic. Nu știu, poate și tinerețea, când poți fi inteligent, dar nu neapărat înțelept, dar în același timp cred că a fost și călăuzirea supranaturală a Duhului Sfânt. Și am început să-i dau argumente arheologice, științifice, istorice. Și m-a ascultat, ofițerul m-a ascultat și zice: știi ceva? Deși ești foarte naiv să crezi toate astea, tu o să ajungi predicator. A fost prima persoană care mi-a prorocit, dacă pot să spun așa, că o să ajung predicator. Și interesant că chiar i s-a împlinit prorocia. Eu nu anticipam atunci lucrul acesta atât de bine cât a făcut-o el. Mă rog, povestea e foarte interesantă. Asta, după vreo 2 ore de discuții, zice: știi ceva? Am jucat fotbal și mi-am pierdut cheia pe terenul de fotbal. Dacă tu crezi că Dumnezeu există, e testul tău acum. Tu te rogi ca Dumnezeu să-ți arate unde e cheia mea și eu cred în Dumnezeu. Am simțit că mi-iese inima din piept. Aveam 19 ani, lipsă de experiență totală. Am ieșit, țin minte și acum, din biroul lui, spunându-i: Dumnezeu poate răspunde la rugăciune, dar El nu poate fi ispitit. Și în timp ce mergeam împreună spre terenul de fotbal, ne-a întâmpinat un militar în termen care îi spune tovarășul capitan, că așa se purta atunci: v-am găsit cheia. Cred că e a dumneavoastră. Și în fața mea e de cheia ofițerului de contrainformații. Ăsta se uită la mine și zice: tu ești un tip norocos. Hai să încercăm altceva. Mă rog, el mi-a propus ceva, slavă Domnului, cum s-a întâmplat asta, dar discuția avută cu el a determinat ca cazul meu să se îngroașe și mai tare. Și când dădeam examenele pentru a deveni ofițer în rezervă, pentru că fiecare dintre noi trebuia să devină ofițer în rezervă, eu n-am devenit, am rămas caporal, că am fost credincios și din nou era incompatibil cu ceea ce presupunea, probabil, aveau în asemenea grad.
Am fost examinat în fața tuturor colegilor mei de cineva de la Comandamentul Marinei. A fost un dialog foarte greu. Un dialog făcut eu în picioare, în fața tuturor colegilor, el cu multă autoritate. A fost o confruntare foarte grea, care, mă rog, cred că m-a marcat foarte mult. Nu o să pot intra acum în detalii, dar după, nu știu, o oră, două de dialog din asta, m-a rugat să fiu sincer cu el și să-i spun dacă eu mai cred în Dumnezeu. Răspunsul meu a fost afirmativ. Am plecat acasă din armată și în primele 2 săptămâni în ziarul, organul central al Partidului Comunist, dacă vă mai amintiți, era Scânteia. A apărut un interviu dat de liderul bisericii mele. Bine, nici acum nu știu dacă el a dat acel interviu sau securitatea el a pus în gura lui, pentru că mă pot aștepta la orice. În care el vorbea despre anumiți frați și surori din biserica noastră pe care îi nominaliza, care se întâlnesc în grupe mici să studieze Biblia și să se roage și care sunt împotriva bisericii și că, mă rog, un mod denigrator de a-i prezenta pe aceștia. Ceva s-a rupt în mine. S-a rupt încât am zis, nu pot să cred că e adevărat. Eu am încercat în armată să conving pe toată lumea cât de minunat este să fii creștin și acum sunt trădat de cel care este liderul meu. Ei, în sufletul meu s-a produs o ruptură foarte puternică, despre care eu n-am fost conștient decât ceva mai târziu, și anume când mă duceam să-mi țin timpul de părtășie dimineața, nu mai puteam să mă rog. Era un dialog foarte puternic între mintea mea și inima mea și mintea îmi spunea, nu este nimeni acolo să te roage, să te asculte, n-are niciun rost rugăciunea ta. Pentru 2-3 luni m-am zbătut în îndoielile astea, deși eram plin de îndoieli, mă duceam în fiecare zi să-mi țin timpul de părtășie. Mă duceam la biserică, cântam în cor. Mi-am că mă uitam peste biserică și vedeam pe toți rugându-se și îmi ziceam, măcar o dată dacă aș putea și eu să mă mai rog ca voi. Apoi ascultam dialogul dintre frați și tatăl meu discutând cu alți slujitori care veneau în casa noastră și îmi ziceam, totul e foarte logic. Ce se întâmplă cu mine? Eu sunt cel mai mare din 10 copii. Asta înseamnă că nu prea era ușor pentru mine să găsesc un loc în care să fiu numai eu acasă. Dar într-o după-amiază, Dumnezeu așa a pregătit că nu știu cum se face că am rămas aproape singur. M-am închis într-o cameră, mi-amintesc că am îngenunchiat și am spus ceva de genul ăsta. Doamne, vreau să vorbesc cu tine. Îmi pare așa de rău că trebuie să-ți spun că eu nu mai cred în tine. Dar dacă tu nu existi, eu am câteva întrebări pentru tine. Mă rog, asta arată, mă rog, paradoxul ăsta, știi? Nu cred, dar am întrebări pentru tine. Era o frământare foarte puternică în viața mea. Între viață și moarte mă zbătea. Cine mi-a schimbat mie viața? Dacă tu nu existi, cine mi-a dat bucuria mântuirii? Cine a revoluționat viața mea atunci? Cine a vindecat-o pe sora mea? Când eu am avut 9 ani, o soră de-a mea la 9, vreo 11 luni, a început să meargă, începuse să meargă atunci și a căzut din pat și a rupt piciorul. Mama s-a dus la spital, i-au făcut radiografie, zice, da, piciorul este rupt, veniți, era sâmbătă, veniți luni când avem gips, să-i punem piciorul în gips. Mi-amintesc și acum că eu eram pe o mașină de cusut copil fiind, când mama a intrat cu sora mea în brațe, disperată, pentru că se întorcea de la doctor fără o soluție. Și eu, fără să vreau, fără să anticipez, i-am spus, mamă, nu cred că trebuie să te mai duci la doctor. În seara aia, tata s-a dus la biserică, la rugăciune. După rugăciune, s-au rugat special pentru bolnavi. După rugăciune, sora mea a alergat și l-a îmbrățișat pe tatăl meu. Acum eu sunt la 19 ani, îngenunchiat în camera unde eram singur. Și îl întrebam pe Dumnezeu, cine a vindecat-o pe sora mea? Dacă tu nu existi, prea multe lucruri nu au sens. Mă rog, a fost un timp în care mi-am vărsat inima înaintea lui. Și la un moment dat am zis, Doamne, Tu existi. Tu existi cu adevărat. Iar dacă tu existi, tu trebuie să faci ceva pentru mine. Pentru că eu nu mai pot trăi în îndoielile astea.
E bine, aici se întâmplă ceva mistic, ceea ce mintea mea, care e foarte logică, nu poate să explice logic. Dar a fost o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Am simțit efectiv că acoperișul casei s-a desfăcut. Și am avut sentimentul că o persoană îmi invadează sufletul. Dar acea invadare producea eliberare, descătușare. Mi-amintesc că mi-am încheiat timpul acela de stare de vorbă cu Dumnezeu, cântând. Era foarte în vogă un cântec printre, cel puțin printre tinerii creștini la acea vreme, care spunea cam așa: ce multe sunt ce nu înțeleg, ce multe există ce nici nu știu, un lucru știu și sunt sigur: Iisus e viu, în mine e viu. Acesta a fost cântecul meu de triumf atunci când Hristos m-a eliberat de toate îndoielile mele. Dar cred cu toată ființa mea că a făcut parte din procesul formării mele spirituale acea trecere prin acea stare, pentru că nu cred că m-aș fi putut identifica cu oamenii care mi-ar fi spus mai târziu în slujirea pastorală pe care o fac: am îndoieli, nu știu dacă Dumnezeu mai este cu mine. Cred că pot să-i înțeleg foarte bine, am fost în bocancilor și știu foarte bine lucrul ăsta. Foarte interesantă experiență. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat după acea experiență cu Dumnezeu și cum au evoluat lucrurile, dar mai întâi vă invit să facem o scurtă pauză, după care vom reveni și vom continua discuția noastră. Rămâneți alături de noi, revenim după această scurtă pauză. Am revenit și continuăm discuția noastră cu pastorul Mihai Dumitrașcu din Galați, România, aflându-se la Chicago. Avem plăcerea să vorbim puțin despre ce se întâmplă în acea zonă și nu numai. E foarte interesantă experiența noastră cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni astăzi care raționează și gândesc și analizează existența lui Dumnezeu și fenomenele spirituale și iată că Dumnezeu se revelează și acestor oameni, așa cum s-a făcut cu dumneavoastră. Care a fost perioada următoare după acea experiență? Păi mi-am continuat facultatea, în ciuda faptului că am fost amenințat că o să mi se ia dreptul ăsta. Și în timp ce eram student, pasiunea mea pentru Dumnezeu a crescut foarte mult. În acea perioadă, conștient fiind de faptul că grupul mic, studiu biblic și rugăciunea într-un asemenea context creează condiții optime pentru ucenicizarea unei persoane, am început să organizez și alte grupuri de tineri în același mod, underground, în care parcurgeam rând pe rând cursurile oferite de navigatorii, bineînțeles venite în secret și pentru noi fiind mană cerească. Mai târziu am intrat în contact și cu materialele celor de la BE, Bible Education by Extension, ceea ce a fost, mă rog, pentru mine mană cerească, pentru că răspundeau destul de bine așteptărilor mele din punct de vedere biblic, academic și practic, și ele au fost o rampă de lansare în viața mea spirituală. M-am implicat, eu am fost pastor de tineret fără să-mi fi spus nimeni că sunt pastor de tineret. Am realizat asta după ce eu însumi am devenit pastor, că slujirea pe care am făcut-o era slujirea unui pastor de tineret, dar în contextul ăla nu exista titulatura asta și nu se permitea să se facă o organizare a tineret. Dar pur și simplu, pentru mine a fost foarte natural, n-a trebuit să fac nici cel mai mic efort. Tinerii au început să se strângă în jurul meu.
și am dezvoltat tot felul de activități, de la slujbe specifice în care făceam activități care răspundeau mai bine nevoilor tinerilor, de la misiune, studiu biblic în grupe. Așa se face că mai târziu, când eu am devenit pastorul bisericii, a fost o curgere naturală. N-am simțit că fac un efort deosebit, acum mă mut de la o chestiune la alta, pentru că, mă rog, aș zice cam așa, sunt mai multe moduri în care se poate face o schimbare într-o biserică. Poți să faci revoluția asta să lase cu sânge, poți să vorbești de revoluție de catifea, dar mie mi-a plăcut, sau cred că Dumnezeu m-a călăuzit, că n-am știut eu, n-am avut nicio tehnică în cap. Așa numită schimbare prin infiltrare, adică există un subsol al vieții spirituale a fiecărei biserici, o categorie de oameni care au potențial latent foarte mare, dar stau acolo, nimeni nu-i bagă în seamă. Și în general tinerii văd eu, am văzut eu la vremea aia. Ori eu m-am investit la subsolul vieții spirituale a bisericii în tineri. Tineri care au crescut, eu am crescut odată cu ei și pe măsură ce creșteam spiritual și ne maturizam și din punct de vedere fizic, am ajuns să facem slujiri publice, slujiri care aduceau un plus și biserica, cred că simplu, a recunoscut că există un alt tip de oameni care se ridică în biserică și care pot face o altfel de slujire. Așa se face că după ce am terminat facultatea, am lucrat un timp în proiectare. În timpul ăsta mi-am cunoscut-o pe soția mea, ea era studentă la chimie alimentară venită din Bistrița. Mă rog, eu obișnuiesc să spun că părinții au trimis-o la școală, ei au rămas fără fată, eu m-am făcut cu nevastă. Da? Și o bistrițeancă s-a făcut moldoveancă. Apropo, știți că Galațiu este în Moldova, dar suntem ultimul oraș din Moldova. Scuzați-mă, ultimul oraș, exprimarea nu e cea mai potrivită. Suntem, cum privește harta geografică a Moldovei, ultimul oraș din sudul Moldovei, pentru că noi construim un cartier care este dincolo de Siret, în sudul țării, care este în Muntenia. Și așa că e foarte greu de spus unde suntem, dar, mă rog, suntem moldovene și mă bucur că soția mea a acceptat să facă moldoveancă, a constatat că nicăieri nu mai bine ca la Galați. Asta rămâne să confirme soția. Da, 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 sigur. Eu sper că confirm că s-a mutat acolo, stă cu mine, stă alături de mine și mi este un sprijin real în tot ceea ce fac. Spuneți-ne, apropo de climatul economic și spiritual al acelei zone, cum sunt oamenii acolo? Sunt credincioși? Sunt mai puțin interesați în lucrurile spirituale? Populația majoritară din Galați este română. Noi nu avem unguri decât excepție, nemți de asemenea. Ceea ce a făcut ca, atunci când vorbești de climatul religios, să fie foarte intolerant. Pentru că ideea de bază este aceasta. Noi suntem români și cine nu este ortodox nu este român. În 1989, în tot județul Galați, erau 4 biserici penticostale. Cea mai mare, cea din orașul Galați, mi-este greu să estimez acum cât avea, dar probabil că n-avea mai mult de 150-200 de oameni. Probabil. Înclin să cred că pe acolo, pe undeva eram. Dacă înainte de 89 climatul era determinat, să zic așa, de ideologia Partidului Comunist, după 89, climatul spiritual a fost determinat de biserica majoritară, care a continuat să exercite o presiune considerabilă asupra credincioșilor evanghelici. Așa se face că nu de puține ori atunci când ne ducem într-o localitate la țară, în mod special, întâmpinăm o opoziție pe față din partea preotului și a unora dintre enoriași care răspund emoțional, ca să spun așa, la ceea ce li se cere. Deci climatul este nefavorabil din acest punct de vedere și totuși Dumnezeu ne-a dat harul ca să putem comunica valorile împărăției lui Dumnezeu într-un asemenea mod încât biserica să crească. Nu suntem foarte mulți, sunt un oraș care avea până la ultimul recensământ, știam eu, 320.000 de locuitori. Nu vreau să spun cât
am aflat că a regalat după recensământul ăsta, că mă doare inima. Noi nu suntem la ora actuală mai mult de 2000 de credincioși evanghelici, dar ceea ce este frumos e faptul că toate bisericile evanghelice din Galați, bisericile pentecostale, baptiste, creștine după Evanghelie, trăiesc frumos împreună. Noi facem evangelizări împreună, facem, spre exemplu, Marșul lui Iisus. Toate bisericile suntem pe străzile, pe strada principală a Galațiului. Ne rugăm împreună, ne strângem toate bisericile împreună și ne rugăm, ceea ce aduce un plus deosebit în contextul în care Dumnezeu ne-a așezat. E bine, aș mai adăuga ceva la contextul acesta, dacă m-ați întrebat de contextul religios. Dacă imediat după 89 oamenii erau foarte flămânzi și deschiși la mesajul Evangheliei, din păcate lucrul acesta nu se mai întâmplă astăzi. Oamenii devin tot mai rezervați și eu cred că sunt câteva motive care creează o astfel de stare. În primul rând este ceea ce am amintit, climatul majoritar ortodox, care exclude orice altă manifestare. În al doilea rând, aș zice eu, materialismul, care a început să capete conturi tot mai mult în societatea românească. Consumerismul. Asistăm la transformarea societății românești într-un interval de timp foarte scurt, într-un, capitalism dintre ăsta pe alocuri fără reguli. Românii nu se uită la indieni și nici măcar la Republica Moldova, ci ei se uită la Europa de Vest și la America, ceea ce produce o permanentă stare de nemulțumire și nefericire. Și asta îi face ca obiectivele vieții să nu mai fie cele spirituale, ci în contextul tranziției, care se pare că nu se mai termină, de la economia centralizată la cea de piață, când oamenii și-au pierdut servicii și perspective și speranța, din păcate obiectivele vieții nu mai sunt cele spirituale, ci au devenit cele materiale. Aș mai adăuga încă un element, și anume că pentru tânăra generație, personal cred că influențele postmodernismului sunt considerabile. Chiar dacă nu toată lumea știe să articuleze cei romantism, modernism, postmodernism, dar trăiesc de fapt în această realitate. În mediul universitar și nu numai, nu cred că prea mulți mai vorbesc despre adevăruri absolute, ci mai degrabă ideologia este trăiește-ți clipa. Ok, fă ce-ți place. Acum, bucură-te de viață, necontând ce spun alții. Ei bine, în contextul acesta, noi constatăm că trebuie să găsim acele metode adecvate să fim relevanți, fără a pierde conținutul mesajului Evangheliei și fără a-l compromite. Mă rog, eu sunt conștient de faptul că unii pun egal între relevant și compromiterea mesajului. Pentru mine lucrurile nu stau deloc așa. Mesajul Evangheliei trebuie să rămână același. Modul în care îl prezinți oamenilor poate îmbrăca diverse forme. S-ar putea ca într-un mod să trebuiască să-mi adaptez mesajul într-o comunitate de oameni simpli de la țară și un alt mod va trebui să-l găsesc atunci când mă adresez tinerilor universitari care au alte așteptări și care înțeleg lumea total diferit. Mă rog, toate astea spuse și poate altele pe care eu n-am reușit să le nuanțez aici, creează un climat destul de ostil pentru Evanghelie. Dacă v-ați uita pe o hartă a României, OCI este o organizație care creează în România tot felul de statistici și ei spun așa în statisticile lor. Cei mai mulți credincioși evanghelici sunt în nord-vestul României. Când vii în partea de sud-est a României, numărul de credincioși evanghelici este foarte mic. Să vă dau un exemplu. În județul Galați sunt 150 de localități unde nu există nici măcar un credincios evanghelic. Pentru cineva care trăiește în vestul țării sau în nordul țării, e greu, cred că, să înțeleagă lucrul ăsta. Mă întorc acum la experiența soției mele, vine din județul Bistrița, unde aproape în fiecare localitate este o biserică penticostală și poate și una baptistă în anumite localități.
Ei, când te muți în zona noastră, nu se întâmplă lucrul ăsta. De aceea, într-un anumit fel, misionarii noștri fac pionerat acolo. Și eu am o deosebită apreciere pentru cei care înțeleg nevoia din sud-estul României și unii s-au mutat. Avem, spre exemplu, în comunitatea de Constanță, de care eu aparțin, mulți pastori tineri care s-au mutat acolo datorită nevoilor. Aș putea enumera și probabil că cel puțin 10 aș putea nominaliza fără să mă gândesc prea mult. Ei, de obicei ei au lăsat biserici mari, comunități care le-ar fi putut acorda, asigura un anumit confort și au venit aici pentru a face, zic eu, chiar misionarism, pentru că sunt comunități unde trebuie să o iei de la zero, mai ales când vorbim de cei din Dobrogea, care au de face și cu comunitatea turcă tătară, unde de fapt climatul este musulman și cu totul alta este adresabilitatea pentru acești oameni. Mă rog, în linii mari, cam asta e situația, climatul nostru. Ați menționat că aparțineți comunității penticostale de Constanța. Eu aș preciza că sunteți chiar președintele acestei comunități și deoarece în ultima vreme Biserica Penticostală a apărut în presă cu tot felul de evenimente mai puțin plăcute. Aș vrea să vă cer opinia cu privire la acele situații care au oarecum produs o confuzie în mass media românească. Mă refer la cazurile care au de ucidere și cartea Răscumpărarea Memoriei, care a scos în evidență anumite lucruri care au pătat oarecum, zic eu, imaginea penticostalilor în România. Până acolo au ajuns că se fac glume pe seama lor. Mă rog, e o situație delicată. Eu cred că, în general, vorbind noi ca și mișcare, ca denominațiune, n-am stat cel mai bine la comunicarea cu mass media și plătim un preț acum. Părerea mea că este prea mare prețul pe care îl plătim, dar sper să învățăm din toată povestea asta, să știm să articulăm într-un mod frumos valorile noastre. Da, mass media, din păcate, ne este destul de ostilă și cu tristețe trebuie să constat că există jurnaliști, chiar tineri, care sunt tributari unei mentalități vechi și pentru ei Biserica Penticostală e tot una cu o sectă și cu o grupare care, de fapt, mă rog, subminează tot ce înseamnă valorile societății de astăzi. Cu siguranță că ceea ce s-a întâmplat la Brașov, ca să fac referire la acea crimă care a zguduit societatea românească, este un capitol negru pentru noi. Și cred că era foarte frumos să se menționeze faptul că femeia respectivă era bolnavă psihic și nu valorile credinței creștine penticostale au determinat-o să acționeze așa, ci de fapt boala și inspirația celui rău, că nu poți să numești altfel. Deci noi condamnăm toată situația asta și cred că suntem chemați în acest context să promovăm valorile vieții pe care Dumnezeu ne le comunică în mod explicit în cuvântul Său. Spre exemplu, în prima carte a Bibliei, Genesa, când Dumnezeu vorbește despre om, spune așa: oricine va ucide pe aproapele său nu va putea rămâne nepedepsit, pentru că orice om poartă chipul lui Dumnezeu. Deci asta mie îmi spune că în ochii lui Dumnezeu orice persoană, că este fătul care de-abia e conceput, că este copilul care tocmai s-a născut, adultul sau bătrânul care a ajuns la sfârșitul vieții, poartă ceva din divinitate. Asta transmite că nu poți să te atingi de acel ceva, să curmi în orice formă viața, pentru că este un atac direct la ceea ce presupune Dumnezeu. Regret foarte mult ceea ce s-a întâmplat și regret faptul că mass media a exploatat negativ. Mă rog, e deprisos să spunem că poate ar fi de recomandat celor care au scris
atât de mult în sensul acesta, să spună religia la fiecare caz pe care îl pun în presă. Mă gândesc că ar fi un echilibru Sau și... să nu spună deloc, Sau să nu pentru că spună deloc. n-are nicio relevanță providența religioasă. Că sunt foarte mulți care, foarte multe cazuri care aparțin altor confesiuni și nu se menționează. Exact. N-am vrut să neapărat să ne blocăm aici, am vrut doar în acest context spiritual să aduc în discuție faptul că aceste experiențe negative face ca slujirea sau proclamarea Evangheliei să fie tot mai dificilă pentru Exact. oameni, pentru oameni ca ea să fie credibilă. Ei nu se uită doar la ce spunem noi, ei vor să și vadă în viața Sigur. oamenilor o trăire corespunzătoare. Iată că aceste experiențe, din păcate, afectează negativ intenția noastră de a-i îndrepta pe oameni spre Dumnezeu. Cum reușiți dumneavoastră în Galați să conduceți o biserică, să faceți lucrarea lui Dumnezeu, să răspândiți vestea bună a Evangheliei, în acest context în care luptele parcă sunt tot mai crunte? Spuneam ceva mai devreme, parcă că primul lucru pe care cred că trebuie să-l facem în contextul nostru este să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că suntem normali. Pentru că, din păcate, da, oamenii au prejudecăți, și cred că aici este important să înțelegem că mandatul pe care Iisus l-a încredințat bisericii este acela de a merge la oameni. Nu să așteptăm ca oamenii să vină la noi. Așa se face că în contextul nostru, dacă noi așteptăm ca oamenii să vină în biserica noastră, putem să așteptăm mult și bine. Și înțelegând climatul în care trăim și mandatul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat, noi investim foarte mult în a merge în comunitate, acolo unde sunt oameni, unde sunt frământările lor. Așa se face că ne adresăm mai multor categorii. Dar aș face o mică paranteză. În 93, cred că am citit o carte, se numește The Disciple Making Pastor, de Bill Hall. Este tradusă și în românește acum, Pastorul Ucenicizator. Și autorul acestei cărți ilustrează foarte bine cele patru faze din slujirea Domnului Isus Hristos. Prima fază este vino și vezi. Creează curiozitate, stârnește dorința în oameni de a veni și de a vedea altceva, de a-L vedea pe El. A doua fază este vino și urmează-mă. Ok, ai venit, ți-ai satisfăcut curiozitatea, ai văzut cine sunt eu, că sunt Dumnezeul întrupat. Acum vreau să te chem la dedicare, urmează-mă. Și pe cei care l-au urmat, îi introduce în cea de-a treia fază, care este rămâi cu mine acum, pentru că vreau să te echipez pentru slujire. Și cea de-a patra fază din viața de slujire a Mântuitorului este acum mergeți și faceți ucenici. E bine, noi am încercat să integrăm cumva în filozofia de lucrare a bisericii noastre aceste faze din slujirea lui Isus. Vino și vezi, vino și urmează-mă, rămâi cu mine, mergi și fă ucenici. Și în faza vino și vezi, pe care noi o vedem partea de evangelizare, să zic, segmentul în care noi încercăm să fim în afară. Spre exemplu, avem o misiune printre studenții din universitate pe care am numit-o Proveritas, pentru adevăr. Încercăm, știu eu, să facem anumite activități în campus. Nu avem libertatea, nu ni se dă niciodată în cadrul universității un spațiu pe care să-l putem închiria, ori de câte ori am cerut acest lucru. De fiecare dată trebuie să închiriem un spațiu din afară unde să invităm studenții. Dar suntem bucuroși pentru că în felul acesta putem să venim în sprijinul studenților. Aș putea vorbi multe despre bucățica asta. Avem un site dezvoltat de cineva din biserica noastră, Adi Buhai, care la început a lucrat cu Marian Maxim, se numește ecreștin.ro. Ceea ce a provocat pe cei doi să se gândească la un mod în care să prezinte Evanghelia generației virtuale care stă online și sloganul acestei generații este dacă nu ești online, nu existi. Așa? A fost faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, limba greacă a fost limba de circulație internațională, exact cum este engleza astăzi. Până și Vechiul Testament, tot
a fost tradus în ceea ce se numește Septuaginta și în felul acesta lumea întreagă a avut acces la mesajul Evangheliei. Imperiul Roman, în ceea ce s-a numit Pacea Romană, a creat premisele ca să se dezvolte acea infrastructură, drumurile romane, care mai târziu au fost folosite de mesagerii Evangheliei ca mesajul în limba greacă a lui Dumnezeu să fie dus până spre marginile pământului. Ei, lumea se schimbă. Suntem într-un global village, cum se spune acum, da? Internetul ne-a pus pe toți în aceeași oală. Și este un context nou în care putem să ne adresăm tinerii generații. Da, poți să folosești internetul în sens negativ, dar în același timp este o infrastructură care ne stă la dispoziție să ducem mesajul Evangheliei. Ei bine, site-ul ecreștin.ro încearcă să facă lucrul ăsta. Oferă cursuri online, cursuri de la apologetică, Josh McDowell este prezent acolo, acum cred că încercăm să aducem ceva și de la Ravi Zaharia, să avem cursul Alpha, avem cursuri mai serioase de ucenicie, articole care presupun dezbateri pentru generația tânără și în modul acesta vrem să ajungem cu Evanghelia acolo unde sunt ei. Sigur, suntem prezenți și prin concerte, suntem prezenți în misiunile care le facem în sate sau aspectele de caritate. Astea sunt câteva din lucrurile pe care biserica noastră le face, pentru că noi am înțeles că lucrarea de slujire nu este a pastorului, nici măcar a echipei pastorale, este a tuturor credincioșilor, a preoției. Ei bine, ca ei să poată face lucrarea asta, responsabilitatea mea ca pastor sau echipei pastorale este să-i echipăm și ei să fie cei care să facă lucrarea. Știu că e delicat, nu? Unii au teama că să nu cumva să dai prea multă responsabilitate, că nu se știe în ce direcție merg lucrurile, dar până la urmă cred că asta e chemarea noastră, să ne investim în oameni. E un risc pe care trebuie să-l asum, mai ales în contextul de astăzi, în care vedem că tehnologia și mass media e o forță. Aș vrea să vă invit să facem din nou o scurtă pauză, după care vom reveni și vom discuta puțin despre viitor, viziunea pentru viitor, lucrările în care sunteți implicat acum cu Biserica Emanuel din Galați. Vă invit să rămâneți alături de noi, revenim după această scurtă pauză. Am revenit în studio și avem plăcerea să aflăm multe lucruri interesante despre lucrarea misionară care se face în zona Galați, România. Împreună cu noi se află pastorul Mihai Dumitrașcu de la Biserica Creștină Emanuel din Galați. Din cele care au informațiile care le-am primit până acum, am aflat multe lucruri interesante despre biserica pe care o păstoriți în Galați și proiectele în care sunteți implicat. Am vrea să aflăm mai multe lucruri despre viziunea dumneavoastră, despre viitor. Ce proiecte aveți? La ce lucrați acum? Acum 13 ani am început Biserica Emanuel. Am început-o cu o filozofie de lucrare scrisă pe o bucată de hârtie și cu o sală închiriată la Casa de Cultură a sindicatelor din Galați. Dumnezeu ne-a ajutat și chiar în centrul Galațiului, în ceea ce se numește The Wall Street of Galați, pentru că majoritatea băncilor sunt vecinii noștri, să putem cumpăra un teren unde, după aproape 4 ani de ținut slujbe într-un cort, am reușit să construim ceea ce numim centru de educație și pentru 8 ani ne-am întâlnit acolo pe două etaje în același timp, transmițând la etajul 2 ce se întâmplă la etajul 1 printr-un video. Și de un an și un pic ne-am mutat în demisolul sanctuarului, care este lipit de acest centru de educație. Și mă rog, se pare că
viața spirituală a fost legată de ceea ce a presupus strângerea de fonduri și construirea clădirii în care să se strângă Biserica Emanuel. Deci ăsta este un proiect major în care suntem implicați și mulțumim lui Dumnezeu pentru nenumărați oameni și biserici care au fost alături de noi în procesul acesta și chiar aș vrea să le mulțumesc celor din Chicago care ne-au adoptat cumva și au făcut eforturi deosebite, le suntem foarte recunoscători. Aici este aspectul material al lucrurilor. Un alt domeniu în care investim foarte mult este plantarea de biserici în zonă. Dar ca să poți planta de biserici, ai nevoie de oameni care să fie echipați. Și asta nu se întâmplă peste noapte. Procesul acesta este lung și presupune o investiție serioasă de timp, oameni, finanțe și așa mai departe. Și ne bucurăm foarte mult că Dumnezeu ne-a ajutat, am deschis chiar și o școală biblică unde formăm astfel de oameni, dar în același timp sunt contexte neformale, gen grupe închise în care folosim încă materialele de la BE, Bible Education by Extension, educație biblică prin extensie și nu numai, oferind creștere, maturizare și echipare spirituală și apoi susținere pentru oamenii care mai târziu merg și plantează biserici. Deci suntem în procesul acesta în care am plantat 10 biserici din biserica noastră în județul Galați. Mă rog, munca este grea, dar frumoasă. Frumoasă mai ales atunci când constați că Dumnezeu transformă viețile oamenilor și vezi lucrul ăsta efectiv întâmplându-se. Un alt domeniu în care suntem implicați, ținând cont de faptul că eu aparțin comunității de Constanța, unde, așa cum se știe, climatul, și am amintit asta, nu este cel mai prielnic, dorim să găsim parteneri sau biserici partenere cu bisericile micuțe care se găsesc în zona noastră și care să lucreze la evangelizare, formare de lucrători și la rândul lor posibilitatea de multiplicare. Credem că singura soluție pentru zona aceea este ucenicizarea credincioșilor din bisericile noastre și trimiterea lor în lucrare pentru a planta noi biserici. Pentru că nu doar în județul Galați sunt foarte multe sate fără credincioși evanghelici, ci în toată zona aceea de sud-est. Universitatea din Galați este un alt, organizația Pro Veritas este un alt obiectiv al nostru, un mod în care înțelegem că pentru această vreme Dumnezeu ne-a chemat să ne adresăm oamenilor care mai târziu vor influența soarta țării noastre și e foarte important să ajungem cu Evanghelia la ei și să le oferim posibilitatea să fie marcați de mesajul Evangheliei în sensul bun de a se întoarce la Domnul. Eu personal mai sunt implicat într-o organizație, se numește Big Impact, Biserici cu Impact Global. Obiectivul major al acestei organizații este echiparea liderilor pentru lucrare la nivel național, pentru că noi credem că România are nevoie de un alt tip de leadership, mai ales în ceea ce privește bisericile, și aici investim foarte mult. Avem conferințe motivaționale, de obicei astea au loc primăvara, în care invităm pastorii să participe și am avut harul să avem oameni de aici din Statele Unite de un calibru foarte mare, gen Josh McDowell sau Andy Stanley sau Bill Hybels sau Ravi Zacharias și lista continuă. Sau de aici la dumneavoastră din Chicago l-am avut pe Joel Stoll și l-am mai avut de asemenea pe James McDonald. Ei, conferințele astea motivaționale cu oameni care au o slujire cu impact aduc acea motivare pastorilor care, știți cum, își consumă foarte multe energie în contextul slujirii locale și din când în când au nevoie de ceva care să-i ridice de acolo. Dincolo de asta, am dezvoltat o școală, o numim noi Big 5, în care încercăm să transmitem câteva practici către bisericile locale care se doresc a fi mai târziu biserici cu impact global. Organizăm aceste conferințe de obicei toamna, suntem o echipă de pastori interdenominaționali care lucrăm și creăm aceste materiale. Gelu Paul, pastorul bisericii Vox Domini din Timișoara, el coordonează grupul acesta. Mă rog, e o durere foarte mare pentru că soția lui tocmai a trecut la Domnul și
Duminica trecută a fost înmormântarea, îmi pare așa de rău că n-am putut să fiu alături de Gelu și familia lui într-un asemenea moment. Și conferința asta de toamnă se adresează pastorilor și echipelor pastorale care vin și aici am încercat să ajutăm bisericile să se mute de la o biserică orientată pe program, pe o biserică care este orientată spre slujire și în sensul acesta să ajutăm bisericile să-și dezvolte o filozofie de lucrare frumos, clar articulată, care să răspundă situației în care se găsește biserica. Asta a fost o conferință, alta a fost ucenicia ca mod de viață, alta a fost conducerea și lucrul în echipă. Ultima pe care am avut-o a fost administrarea creșterii, iar acum lucrăm și pregătim pentru toamnă biserica cu impact global. Toate astea ne ajută să ne focalizăm pe de-o parte local, să ne focalizăm apoi în Samaria noastră, județul și comunitatea, dar în același timp să investim la nivel național, pentru că noi credem că pastorii tineri au nevoie de contexte în care să se formeze și încercăm să lucrăm în sensul acesta. Aveți o lucrare extraordinară și, bineînțeles, că aceasta solicită resurse. Care sunt nevoile noastre urgente? Și care este faza bisericii, care acum am înțeles că e în construcție? Păi, așa cum am menționat, ne-am mutat în demisolul sanctuarului. Prima noastră grijă este să scăpăm de datoriile pe care le-am acumulat pentru a ajunge în faza asta și apoi, după ce tragem un pic de aer în piept, să putem să strângem fonduri pentru a construi sanctuarul care va fi peste demisolul acesta. Asta este o primă nevoie sau rațiunea pentru care eu sunt acum în Statele Unite, să încerc să găsesc biserici și credincioși care doresc să fie parteneri împreună cu noi în această lucrare. Bineînțeles că pe lângă proiectul acesta, așa cum am menționat, sunt și altele care presupun atât resurse umane cât și resurse financiare, așa fel încât să facem ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă în acea zonă a lumii noastre. Cum ar putea cei care ne urmăresc acum să intre în contact cu dumneavoastră? Păi, sunt mai multe moduri. Dacă intrați pe pagina web a bisericii noastre, Biserica Creștină Emanuel Galați, pe domnul Google vă duce rapid, dar site-ul nostru este m de la Emanuel, gl de la galați.org. mgl.org. .org, exact. Asta este site-ul bisericii noastre și tot acolo există poziția de contact, unde cine dorește ne poate contacta, sau adresa de e-mail a bisericii, care de noi este foarte ușor de reținut, emanuel.galați@gmail.com. Deci emanuel.galați@, pentru cei care sunt aici în Statele Unite, gmail.com. Vom posta și pe ecran aceste informații și încurajăm pe cei care ne urmăresc, dacă doresc mai multe informații, să vă contacteze și să vă susțină în modul în care fiecare are capacitatea și posibilitatea. În concluzie, pentru că știu că vizitați foarte multe comunități românești în diferite părți ale Statelor Unite, unde se vede această emisiune, ce ați vrea să le comunicați acestor români stabiliți aici, în America? Sunt multe pe care aș vrea să le spun. În primul rând, apreciez faptul că, deși s-au mutat aici și cei mai mulți au familiile aici, n-au uitat de faptul că rădăcinile lor sunt acasă și investesc acolo. E un lucru extraordinar și vreau să le mulțumesc și să-i încurajez să facă lucrul ăsta. Apoi, eu cred că Dumnezeu cheamă pe orice creștin să facă o diferență și mă aștept ca și românii din diaspora să poată aduce un plus societății multiculturale care, mă rog, este în Statele Unite și prin cultura română și prin valorile creștine să poată astfel aduce un plus. Apoi, mă rog, mi-aș permite să spun, în speranța că nu deranjez pe nimeni, să nu uite că generația tânără trebuie abordată puțin diferit. Eu, mișcându-mă așa prin bisericile românești din Statele Unite, văd nu de puține ori o ruptură foarte serioasă între cei în vârstă și generația tânără. Nu de puține ori trăiesc în culturi diferite și chiar vorbesc pe alocuri limbi diferite. Și eu cred că merită să investiți în tinerii dumneavoastră, pentru că sunt extraordinari, au potențial și
Cred că Dumnezeu v-a adus aici pentru că El are un plan și vrea să vă folosească. Mulțumesc, țin să vă mulțumesc mult că mi-ați acordat posibilitatea asta și mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit și care aleg să ne sprijine în rugăciune și nu numai. Și noi vă mulțumim că ați acceptat, chiar dacă timpul a fost foarte limitat, am reușit să avem acest dialog, deși eu mi l-am dorit mai de mult, nu a fost posibil, dar iată că astăzi am reușit și eu vă mulțumesc și vă doresc succes și Dumnezeu să vă favorizeze așa cum numai El știe și poate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, vă mulțumesc că ați fost lângă noi și vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!